Am văzut, dar la tine acasă de pus. Ești votat, s-a depus fiecare și-a spus poziția procesului normativ, domnule. Cam atât. Domnule, ce caută procesul ăsta? L-a chemat în judecată prefectul, de o parte, că de altă parte a făcut și el cerere de intenții. Când i-a spus niște chestii mai tehnice, dar la termenul următor o să vedeți poate ceva interesant. Dânsul se teme că vizați și funcția dânsului de vicepreședinte, de aia a intervenit în proces. Asta am înțeles eu de la avocația dânsului. Păi cam da, adică... Se teme că dacă sigur, domnul Steplecan ar avea o sentință favorabilă, ar pierde funcția de vicepreședinte? Păi asta e efectul, sigur. Asta se și atunci face, da, păi și face cerere de intervenție în favoarea prefectului. E așa o chestie foarte ciudată, oricum nici nu mai știi cum să o iei aici. Se judecă prefectul cu Consiliul Județean și președintele, mă rog, cu atribuții pe care le-a avut în sensul ăsta, îi de partea prefectului. Înțelegeți ce spun? Păi, domnul Steplecan a atacat hotărârea prefectului de revocarea dânsului din funcție. Nu? Asta nu, nu e invers. Deci prefectul a atacat hotărârea de Consiliul Județean. Prima, e vorba de primele hotărâri. Da, da, bun. Exact, primele hotărâri. Așa. Bun. Și domnul Leu e de partea prefectului, ce să vă spun? Pe față. Inclusiv procedura. Da, ideea cât duce intervenție, da, intervenție accesorie. Dar ăsta ce efect ar avea? Că v-a întrebat judecătoarea procesul, în urmă. Dacă s-a ales un alt vicepreședinte, un alt președinte cu atribuții. Asta e o chestie mai, un pic mai subtilă. Ce s-ar întâmpla după, dacă ați câștigat? Păi ce se întâmplă? Dacă se câștigă, da? Înseamnă că, de fapt, vicepreședinți sunt vaca respectiv domnul Secretan, nu vaca și Coleveu și pentru că e vorba de voturi politice, bineînțeles că pentru viitor se va schimba până la alegeri, pentru că totul s-ar putea termina din perspectiva asta dacă s-ar organiza alegerile și să vedem cine e ales pe bază de alegeri pe bune ca președinte al Consiliului Județean. Dar asta nu se dorește. Dar prefectul a mai atacat după aceea. Mai aveți un dosar, nu? 4-4-9. Nu, nu, amândouă sconexate. Ai sconexate? Da. Dar se vede din motivare că spre texte, ca să se prevaleze de efectul suspensiv al acțiunilor. Și la termenul viitor... La termenul viitor e posibil, inclusiv, să facem fondul, adică să ne judecăm pe tot ce se poate. Ne spuneți numele dumneavoastră. Ovidiu Podar. Cel mai bun avocat. Acum... Mulțumesc frumos.